Lucrați neîncetat, nu există nicio pastilă magică. Mă enervează când oamenii se plâng că nu au timp. Lucram pe șantier, apoi reușeam să ajung la sală și să mă antrenez timp de 5 ore. Fiecare dintre noi are 24 de ore pe zi. Organizați-vă timpul. Trebuie să munciți, să munciți și iar să munciți. Sunt aici să vă vorbesc despre succes. După cum știți, m-am născut în 1947, în Austria. Să fiu sincer, după ce am crescut, nu mi-a mai plăcut acolo și abia așteptam să plec. Nu mă vedeam devenind fermier sau muncitor într-o fabrică, chiar dacă părinții mei își doreau ca eu să rămân și să am o viață normală. Dar acesta era visul lor, nu al meu. Dorința mea era total diferită. Simțeam că m-am născut pentru ceva special, ceva unic, ceva măreț. Îmi amintesc că într-o zi am mers la școală, aveam 11 ani. Și ne-au arătat un documentar despre America. În acel documentar erau prezentate clădirile înalte, acei zgrienori uriași, poduri impresionante, autostrăzi cu 6 benzi și așa mai departe. Și mi-am spus, acesta e locul unde vreau să ajung. Nu vreau să fiu aici, printre aceste clădiri și ferme micuțe, unde totul este vechi. Vreau să fiu în America. Într-o zi după școală am trecut pe lângă un magazin din Graz. Am intrat înăuntru, m-am uitat în jur și am văzut o revistă. Era o revistă de culturism, care l-avea pe copertă pe Rec Park. Rec Park pe atunci era triplu deținător al titlului Mr. Univers. Îl mai văzusem pe marile ecrane jucând rolul lui Hercule. Am citit-o și am spus, wow, acesta este planul pe care vreau să-l aplic. Exact asta vreau să fac. Vreau să devin un campion la culturism la fel ca Rec Park. Vreau să joc în filme la fel ca Rec Park. Și vreau să câștig milioane de dolari, să fiu bogat și faimos, la fel ca Rec Park. Știți cât de grozav mă simțeam pentru că știam încotro vreau să merg? Imaginați-vă că majoritatea oamenilor nu știu încotro se îndreaptă, iar eu știam. Știam că vreau să fiu campion la culturism, la fel ca el. Mai era o singură întrebare, cum o fac? Dar m-am simțit ușurat pentru că atunci când ai un scop, când îți dorești ceva cu adevărat, totul devine ușor. În America a trebuit să muncesc mult. Mergeam la facultate, lucram pe șantier, apoi reușeam să ajung la sală și să mă antrenez timp de 5 ore. La acea vreme, culturismul nu ți-aducea bani. Nu aveam bani pentru alimentația necesară unui sportiv. Așa că a trebuit să muncesc. Lucram, învățam, mă antrenam și de 4 ori pe săptămână, de la ora 8 seara până la 12 noaptea, mergeam la cursuri de actorie. Și reușeam să fac totul. Nu pierdeam în zadar niciun minut. De aceea stau aici, astăzi, în fața voastră. La vârsta de 20 de ani am plecat la Londra și am câștigat titlul de Mr. Univers. Am devenit cel mai tânăr deținător al titlului Mr. Univers din istorie și acest lucru s-a întâmplat pentru că aveam un obiectiv. Dacă nu ai o viziune clară a drumului pe care vrei să mergi, dacă nu ai un obiectiv spre care să tinzi, vă veți roti mereu într-un cerc și nu veți ajunge niciodată nicăieri. 74% dintre cetățenii americani își urăsc slujbele. Majorității oamenilor nu le place ceea ce fac, deoarece fac acest lucru nu de dragul obiectivului pe care îl urmăresc, dar pentru că rătăceau fără țintă și întâmplător au dat peste un loc de muncă liber. Se duc la muncă pentru că trebuie să facă bani. Iar a lucra de dragul banilor întotdeauna va deveni o rutină, o muncă grea care nu ți-aduce deloc plăcere. Gândiți-vă la acest lucru, doar un sfert din populație iubește cu adevărat ceea ce face în viață. În perioada când filmam Pumping Iron, oamenii văzându-mă la sala de sport deseori mă întrebau, de ce chiar și atunci când te antrenezi din greu câte 5-6 ore pe zi, ai întotdeauna zâmbetul pe față? Și alții se antrenează la fel de tare ca și tine, dar fețele lor sunt mereu morocănoase. De ce? Iar eu le răspundeam, pentru că mă îndrept spre obiectivul meu. Am în față titlul de Mr. Univers pe care trebuie să-l cuceresc. Fiecare serie pe care o fac mă apropie de obiectivul meu. Fiecare serie îmi transformă visul în realitate. Fiecare kilogram pe care îl ridic este încă un pas către îndeplinirea visului meu. De aceea abia așteptam să fac genoflexiuni cu 230 de kilograme. Abia așteptam să fac împins din orizontal cu haltera și încă 2000 de flexii abdominale. Abia așteptam următorul exercițiu. Vreau să conștientizați că vizualizarea obiectivului vostru face procesul de realizare a acestuia mult mai plăcut. Nu contează ceea ce vrei să faci, dar trebuie să ai un obiectiv. Obiectivul este primul lucru cu care trebuie să începi. În anii 70 eram foarte apropiat de Muhammad Ali. Vreau să știți că acest om a muncit din greu, am văzut-o cu ochii mei.
Îmi amintesc când Alice antrena, făcea flexii pentru abdomen și un jurnalist din presa sportivă a venit la sala lui și l-a întrebat câte repetări face. Iar Ali i-a răspuns, nu încep să număr până când nu simt durere. Gândiți-vă la acest lucru, nu începea să-și numere repetările până când nu simțea durere. Și abia atunci începea să numere. Asta înseamnă să lucrezi din greu asupra ta. Și așa ar trebui să facă toată lumea, indiferent cine sunteți, dați tot ce puteți. Nu există nicio pastilă magică, nu există niciun fel de magie, nu te poți sustrage niciun fel de la acest lucru. Trebuie să munciți, să munciți și iar să munciți. Întregul secret al succesului stă în munca constantă asupra ta. Mă enervează când oamenii se plâng că nu au timp să meargă la sală. Nu-și pot dedica 45 de minute din timpul lor pe zi antrenamentului. Sunt prea leneși să acorde o oră din timpul lor pentru a deveni mai buni fizic sau intelectual. Imaginați-vă cât v-ați schimba dacă ați acorda câte o oră în fiecare zi cititului. Imaginați-vă câte cunoștințe veți acumula într-un an, în 365 de ore de lectură. Imaginați-vă că lucrați la activitatea preferată câte o oră în fiecare zi. Imaginați-vă cât de departe puteți ajunge și cât de multe puteți obține. Așadar, mă înnebunește când oamenii spun, nu am timp. Fiecare dintre noi are 24 de ore pe zi. Dormiți 6 ore pe zi, așa că vă mai rămân 18 ore. Văd pe cineva în sală care clatină din cap. Probabil că doarme nu 6, ci 8 ore. Ei bine, atunci dormi mai repede. Și așa ne mai rămân 18 ore. O persoană obișnuită lucrează aproximativ 8-10 ore. Scădeți 10, mai avem 8 ore. Traficul ne mai ia aproximativ o oră, 1 ora, 2 ore. Și ne mai rămân 6 ore. Cum folosiți acest timp? Veți mânca ceva? Veți mai bârfi cu cineva? Veți sta conectați pe rețelele de socializare și așa mai departe. Acum vedeți cât timp liber v-a mai rămas. Așa că trebuie să învățați să vă organizați timpul pentru a lucra asupra voastră în fiecare zi. Urăsc planurile de rezervă. Și vă voi spune de ce. Există atât de mulți oameni sceptici în această lume care spun mereu, nu poți face nimic, este imposibil. Și acest lucru este în regulă, deoarece sunt foarte dezamăgiți de viață. Întotdeauna le-am spus oamenilor, înlocuiți tot timpul nu cu da. În loc de nu pot face acest lucru, spuneți întotdeauna cu încredere, pot să fac asta. Țineți minte, sunteți capabili de orice, chiar și atunci când sunteți înconjurați de plângăcioși și sceptici. Dar atunci când începi tu să te îndoiești de capacitățile tale, acest lucru este cu adevărat periculos. Pentru că în această situație ești tentat să-ți spui, dacă planul meu nu funcționează, atunci am un plan de rezervă, am un plan B. Și automat începi să te gândești la planul tău de rezervă. Fiecare gând pe care îl transferi către planul tău de rezervă îți va fura din energia planului principal. Este foarte important să înțelegem că ne descurcăm mai bine atunci când nu avem o altă opțiune, deoarece planul de rezervă devine acel stâlp de siguranță care îți garantează că dacă pierzi sau cazi, ai o altă opțiune care să te asigure. Și este un lucru rău, pentru că nu dai tot ce ai mai bun. Oamenii arată cele mai bune rezultate în sport și în toate celelalte sfere atunci când nu au o altă opțiune. Și vă asigur, eu nu am avut niciodată în viața mea un plan de rezervă. Eram absolut pregătit pentru a deveni campion la culturism. Eram convins că voi ajunge în America și voi intra în lumea showbiz-ului. Știam că trebuie să devin un lider, indiferent de sacrificiile pe care trebuia să le fac. Și eram gata să lucrez asupra mea neîncetat. Îmi spuneam că trebuie să muncesc iar și iar până nu voi obține ceea ce îmi doresc. Această abordare am avut-o și în cariera politică. Cred că este extrem de periculos să ai un plan de rezervă, pentru că în acest fel te limitezi și renunți la șansa ta de a reuși cu adevărat. Principalul motiv pentru care oamenii doresc întotdeauna să aibă un plan de rezervă este că le este frică de înfrângere. Ce se întâmplă dacă nu reușesc? Voi rămâne fără nimic? Permiteți-mi să vă spun ceva. Nu vă fie teamă de eșec. A eșua este un lucru normal. Dacă nu veți cădea, nu veți urca acele trepte. Nu există oameni în această lume care nu au fost supuși eșecului. Odată într-un interviu i s-a spus lui Michael Jordan că este incredibil, cel mai mare jucător de basket din toate timpurile.
La care el a răspuns: îmi numărați doar succesele. Dar pentru a deveni cel mai bun jucător de basket, a trebuit să ratez 9000 de aruncări când jucam în NBA. Așadar, cât de mare jucător nu ar fi considerat, de-a lungul carierei sale a ratat 9000 de aruncări la coș. L-a făcut acest lucru un învins? Nu! El este unul dintre cei mai mari jucători de basket din toate timpurile. Unul dintre cele mai bune citate ale lui Michael Jordan sună așa: am ratat 9000 de aruncări de-a lungul carierei. Am pierdut aproape 300 de meciuri. De 26 de ori mi-a fost încredințată aruncarea decisivă, iar eu am ratat-o. Am fost înfrânt de-a lungul vieții de nenumărate ori și de aceea am obținut succesul. În timp ce lucra la inventarea becului cu filament, Thomas Edison a avut noroc după cele 10.000 de încercări. Acum gândiți-vă cum ar fi fost dacă ar fi renunțat după 9.000. Ar fi fost un învins despre care nimeni nu ar fi știut vreodată. Cu toții eșuăm. Acest lucru este normal. Anormal este atunci când o persoană cade și nu se mai ridică. Și dacă nu se ridică, va fi un ratat pentru tot restul vieții. Iar învingătorii vor cădea și se vor ridica. Vor cădea și se vor ridica. Se vor ridica mereu. Aceasta este singura modalitate de a deveni un învingător adevărat. Și eu am suferit multe înfrângeri, am pierdut concursuri de culturism, powerlifting, haltere, am făcut filme groaznice, filme care au fost aruncate la gunoi, care au primit cele mai proaste recenzii. La fel și în politică, îmi amintesc cum eram în frunte când își doreau să mă voteze, dar am pierdut. Am scăzut în sondaje până la 28% în California, apoi au crescut și am redevenit guvernator. Cu toții eșuăm. Cu toții suferim înfrângeri, e în regulă. De aceea vă spun, nu vă faceți griji cu privire la eșec, pentru că atunci când ți-e frică să pierzi, devii tensionat, încordat, nu te poți relaxa. Dar pentru a reuși, fie în box, fie în activitatea ta, fie la învățătură, trebuie să fii complet relaxat. Așadar, relaxați-vă și înțelegeți că este în regulă să pierzi. Dă tot și fă tot ce poți pentru a-ți atinge obiectivul tău principal. Și cel mai important, nu vă fie frică să greșiți.